dimineața, dragilor. Este ora 6 de sâmbătă dimineața. Merg să fac cardio, după care revin acasă, mi-au micul dejun și o să plec la dejun să fac antrenamentul de umeri și triceps. Cred că au trecut vreo 3 ani de zile de când m-am mai antrenat la dejun. Cam pust eu pe aici. Cine bun să trezește la ora 6 dimineața, sâmbătă, eu bineînțeles. Abia așa să termin cu cardio, pentru că m-am trezit cu o foame, uai, abia așa să merg să mănânc. Dar asta după ce-mi termin cele 30 de minute de mers pe bandă, ceea ce fac în fiecare dimineață. Bun, am terminat cele 30 de minute de cardio, cum vedeți sunt tot transpirat, stă de la carnitină. Folosesc 5 grame de carnitină, 30 minute de cardio. Acum o să merg acasă să mănânc. Vreau să vă zic că am o febră musculară la quadriceps, cum am făcut ieri. Am făcut extensii și presă. Am făcut la presă 3 tipuri de poziții a picioarelor. Și la extensii am făcut 7 secunde și cu pauză scurtă, negative, pozitive, izometrie, cam așa lucrez. În general, fiecare grupă musculară. Cam așa arată micul dejun, l-am modificat puțin. Am introdus direct proteina cu fulgi de ovăz și am mai introdus 20 de grame de făină de ovăz și am mai introdus practicov pentru a avea o textură mai moale. Și aici avem mesele pe ziua de azi, o parte din ele, lipsește una, ultima masă, albușurile cu avocado. Aici avem și enzime, pentru că consum destul de multă mâncare într-o zi, mănânc destul de mult. Astea sunt foarte bune și mi le recomand. 3-4 pe zi, cum depinde și cantitatea de mâncare pe care o fac. Viața, duminică, tocmai ce mi-am terminat ora de cardio, vreau să merg acasă, fac micul dejun. Ieri m-am antrenat la dej, a trecut cred că
2 ani jumate sau mai bine 2 ani jumate când n-am mai făcut un antrenament la mine acasă, în oraș. S-a deschis o sală nouă, foarte, foarte faină sala, aparatele foarte bune. Chiar merită să mergeți acolo să vă antrenați dacă sunteți prin zona Dejului și chiar puteți să faceți performanță acolo, în aparate Hoist și Atlantic. Au unghiuri foarte bune și mie mi-a plăcut foarte mult. Față ce era înainte la Dej, salile în care mă antrenam eu, bun, asta e o sală mult mai profi față de ce era înainte. O să merg acasă, îmi pregătesc micul dejun și trebuie să merg să-mi fac niște cumpărături. Cred că mi se termină aule, trebuie să cumpăr ceva piept de pui. Bun, în mare proteină trebuie să cumpăr, pentru că carbohidrați încă am, orez, cartofi și cam atâta. Bun, azi la micul dejun vreau să abordez puțin sub o altă formă micul dejun, să fac o clătită, nu cum a fost ieri. Haideți să vedeți ce ingrediente folosesc exact pentru micul dejun. Aici am pus 100 de grame fulgi de ovăz, 20 de grame de făină de ovăz, 20 de grame de proteină, de izopur. O să dau puțin praf de copt pentru textura să fie mai moale. Aici avem 2 gălbenușuri și 7 albușuri. Și o să dau și ulei de cocos. Toate să le introduc la blender. Acum o să merg la cumpărături. Am mâncat o singură masă și este ora 2, cum am dormit. Sper să găsesc carne de vită, să-mi fac burgeri, care o să-i congelez și o să vă arăt și cum îi prepar. Bineînțeles, dacă găsesc, hai să mergem. Deci, până la urmă, a rămas cu această caserolă de carne, pentru că ca să cumpăr carne tocată trebuie să cumpăr minim 10 kg. Așa că n-am să depozite 10 kg plus pieptul de pui care sunt după 10 kg. Așa că ne mulțumim cu ce am găsit. Și de la cumpărături. Haideți să vedem ce am cumpărat. Bun, în mare parte am cumpărat proteină, ce am 10 kg de piept de pui, 1 kg carne de vită, ce am mai cumpărat un piept de pui care este decongelat, avocado, roșii și eridic. Acum o să pun să-mi pregătesc masa cu numărul 2. Este ora 3:30 aproape și am mâncat o singură dată pe ziua de azi, așa că haideți să-mi pregătesc și mâncare și să vă arăt ce mi-am pregătit. Și am cumpărat, am uitat să vă zic, să le desfacem. Sunt 180 de ouă. Carne de vită se pregătește aici. Abia aștept să mănânc. Haideți să vedeți și masa cu numărul 2. Ce avem? 120 de grame de orez cântărit în sec, 250 de grame de vită și aici avem o salată cu ridic, roșii și gogoșar. Bun, cam asta este masa mea cu numărul 2. Și am fost până în Kaufland să mai cumpăr orez expandat, pentru că vreau să înlocuiesc puțin orezul cu pronzele de orez expandat. Acestea sunt cu sare
oricum vedeți, este identic orezul, 79 de grame de carbo pe 100 de grame, nu știu cât de bine se vede. Am cumpărat un box și am mai cumpărat avocado, pentru că în fiecare seară la ultima masă mănânc 100 grame de avocado. Bun, cam atât cu vlogul din acest weekend, sper că v-a plăcut, așa că dacă ți-a plăcut, abonează-te canalul meu de YouTube, Florin Damșa, mă pot urmări pe Instagram, Florin Damșa Fitness și pe Facebook, bineînțeles, Florin Damșa Fitness and Bodybuilding. Ne vedem în următorul episod.